O nouă ședință în dosarul bașcanului găgăuzi Evgenia Guțul și activistei Svetlana Popan, acuzate de complicitate la finanțarea ilegală a partidului Interzis Jur, a avut loc marți la judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Întâlnirea din nou a fost scurtă. După cum a spus Guțul, la ieșirea din sală, a continuat audierea martorilor din partea procuratorii, care nu au făcut decât să confirme nevinovăția acuzatelor. Guțul a mulțumit susținătorilor adunați la tribunal pentru sprijinul acordat și și-a exprimat indignarea față de acțiunile autorităților și provocatorilor pe care, în mod tradițional, îi trimit la ședințele ei de judecată. Când am ieșit, ea a încercat să spună ceva, să mă acuze de crime. Dar am o întrebare. Cum rămâne cu dosarul penal pe numele fiului ei, care a fost reținut recent și toți martorii din Republica Moldova au văzut în video cum a fost reținut fiul Mariei Olar pentru droguri? Ce cu dosarul lui penal? Astăzi, o oarecare Maria Olar are dreptul să vină la o ședință de judecată și să spună ceva. Ce e asta? Adică oamenii noștri nu au voie, dar pe ea au lăsat-o să intre? Pentru că ea astăzi lucrează pentru Maia Sandu. Ea este comodă, dar noi suntem incomozi. De aceea, eu și colegul meu stăm pe banca acuzaților, fără vină, fără dovezi. La această ședință a continuat examinarea cauzei pe fond. Un martor a fost audiat. Ea a spus din nou, a dovedit că suntem nevinovați. Bașcanul Găgăuzi a declarat jurnaliștilor că ea și colegii ei sunt judecați pentru opinia lor, diferă de cea a autorităților, iar dosarul ei este fabricat. Ce puteți spune despre suma de 42 de milioane de lei despre care au vorbit procurorii? Nu știu despre care 42 de milioane vorbesc. Chiar și la ultima ședință de judecată ne-am pus întrebarea. Eu, având autoritate, fiind angajat al aparatului central al partidului Șor, am avut ocazia și puterea de a influența cumva finanțarea partidului. Am avut și o întrebare pentru procurori. De unde au fost luate aceste cifre? Ca să ne explice de unde am luat aceste cifre și le-au inclus. Nu știu despre acești bani. Nu am încălcat niciodată legea. În timp ce se desfășura ședința de judecată, în preajma clădirii a avut loc un miting al susținătorilor Bașcanului și activiștilor blocului Victorie. Oamenii cred în nevinovăția lor și sunt convinși că toate acestea sunt afaceri politice orchestrate de autorități. Ea va ridica Găgăuzia, sunt sigură, pentru că se bucură de sprijinul foarte puternic din partea lui Ilan Șor, care încearcă să facă totul pentru Găgăuzia. Am un grad de dizabilitate, primesc 1200 de lei. Cum pot trăi cu acești bani? Iar ei își ridică salariile. Lasă bătrânii să se gândească cum pot supraviețui. Eu unde ar trebui să cheltuiesc acești bani? Pe medicamente sau să plătesc întreținerea? De asta venim pentru dreptate. Nu e corect. Pe ce bază? De îndată ce doresc, cei care nu le plac sunt închiși și lipsiți de tot. Nici în Europa nu este așa ceva. Sunt multe dezbateri. Dacă ea nu place pe cineva, imediat a închis totul. Dacă oamenii te-au ales, ar trebui să fii atât cu Europa, cât și cu Rusia, cred eu. Toți colegii noștri care sunt și ei în detenție, în arest la domiciliu, ar trebui să fie eliberați, pentru că toate astea sunt comenzi politice și lupte cu opoziția, cu libertatea de exprimare în Moldova. La manifestație au participat și membrii blocului Victorie. Este un dosar politic, cusut cu ață albă. Înțelegem că este vorba despre pregătirea pentru alegerile prezidențiale din Republica Moldova. Vedem cum Maia Sandu face același lucru nu doar cu opoziția, ci și cu camarazii ei. Nu le permite să participe la alegeri. Da, e trist când Bașcanul Găgăuzi, în loc să facă drumuri și să dezvolte autonomia, se află aproape în fiecare zi aici, la Chișinău. Își apără drepturile, demonstrând absurditatea
calitatea a ceea ce, în principiu, vor acum să-i impute. Vom demonstra până la capăt adevărul și dreptatea. Le vom susține atât pe Evgenia Guțul și Svetlana Popan, cât și pe colegii noștri arestați în Găgăuzia. Păcat că la acest circ participă și judecători care primesc salarii din impozitele noastre. Vă asigur că judecătorii noștri înțeleg foarte bine la ce infracțiune îi împinge gruparea infracțională organizată PAS. Prin urmare, de fiecare dată când venim la un protest pentru a ne susține colegii, așa cum am fost azi să le susținem pe Evgenia Guțul și Svetlana Popan, mereu spunem și le cerem judecătorilor să nu se teamă și să ia decizii așa cum este scris în legi, dar nu așa cum dictează actuala guvernare. De fapt, nu guvernare, ci grupul criminal organizat care scrie ce și cum trebuie să se judece. Vreau să spun că gheața s-a spart în Republica Moldova. Dacă te uiți la ceea ce se întâmplă în sistemul judiciar, unde pleacă judecătorii, unde judecătorii protestează împotriva nelugiirii pe care PAS o face astăzi, dacă vă uitați la procurorii care nu vor să execute ordinele și comenzele criminale, înseamnă că suntem pe drumul cel bun. Întotdeauna spun că atunci când organizăm proteste, luptăm pentru drepturile fiecărui cetățean. Canal 5 a solicitat o reacție la acuzațiile făcute la manifestație. Serviciul de presă al fracțiunii parlamentare PAS a declarat că nu comentează, iar administrația prezidențială nu ne-a răspuns la apeluri și mesaje. Ședința de judecată în cazul Evgeniei Guțul și Svetlanei Popan va continua în 29 iulie. Amintim că la mijlocul lunii aprilie a fost trimisă în instanța de judecată cauza penală în privința bașcanului Căgăuziei și secretarei din cadrul Oficiului Central al Partidului Șor, declarat ilegal. Cele două sunt învinuite de acceptarea cu bună știință a finanțării concurentului electoral și partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Ambele resping acuzațiile și califică dosarul drept o presiune politică din partea autorităților asupra adversarilor.